Salutare și bine v-am regăsit la un nou clip aici la mine pe canal. Eu sunt Alexandra și în clipul de azi vreau să vă prezint câteva produse pe care eu le-am achiziționat în ultima perioadă, structurate în două părți, produse de îngrijire personală și produse cosmetice. Sunt produse pe care eu le-am achiziționat așa în ultima vreme și am zis că ar fi o idee bună să vi le arăt. Pe o parte ne-am apucat să le încerc, dar nu va fi ceva de tip review. Doar o prezentare a produselor și cel mai probabil detalii mai multe și impresii despre produse veți afla în clipurile următoare de Empties. Nu pierdem vremea. Primul produs este un șampon de la Head & Shoulders cu aromă Apple Fresh, aromă de mere verzi. Este lucru care m-a atras pe mine cel mai mult la șamponul ăsta și faptul că aici scrie pe ambalaj că conține 0% ftalați și parafine. Să vedem. Următorul produs este de la Revuel Body Therapy Slim and Detox, o cremă mască care presupune că arde grăsimea, reduce aspectul celulitei și al vergeturilor. Am apucat deja să o folosesc, se vede un pic că e folosită, dar mai multe pe viitor. Tot pentru îngrijirea corporală este acest ulei de fermitate de la Nivea, care spune că în 2 săptămâni va oferi o piele mai fermă și cu un aspect mult mai, mai fin, ceva de genul ăsta. Recomandă tuturor tipurilor de piele, după cum vedeți, sunt aproape de jumătate cu el, la fel impresiile în clipurile următoare. În continuare, niște benzi epilatoare cu ceară rece. Sunt aici 20 de bucăți de la Evoluterm. Sunt cumpărate de pe site-ul Lux Plus. Acolo găsiți produse foarte ieftine. Trebuie doar să faceți un abonament lunar de 89 de coroane ca să beneficiați de acele prețuri foarte, foarte mici. La fel și de livrarea gratuită. Din păcate, disponibil doar în Danemarca. Dar nu, cred că și în România nu, dar în Danemarca, Anglia, Germania, Franța, Spania, ceva de genul ăsta. Intrați acolo pe site și vedeți mai multe detalii. Nu am apucat încă să le încerc, dar sunt curioasă. La urmă, sunt niște benzi epilatoare, nu cred că trebuie să am prea multe pretenții de la ele. Sunt cu 0% parabeni și spune aici că hidratează pielea, sunt cu extract de argan și de calendula. Așa, în continuare două produse de la Malibu, pentru că eu merg la solar, nu foarte des și nu foarte mult. Acest prim produs se numește Miracle 10. Este o cremă hidratantă care se folosește atât înainte de expunere la soare, cât și după, la soare sau la solar. Valabil am două variantele. Și da, eu am folosit-o aproape de jumătate. Și ok, miroase frumos. Așa. Iar cealaltă este tot o cremă hidratantă, dar recomandată după expunerea la soare și are această calitate de tan extender, adică prelungește timpul în care bronzul rezistă pe piele. În principiu, ideea principală ca să ai un bronz cât mai frumos și să reziste cât mai mult pe piele este o exfoliere foarte bună a pielei și o hidratare foarte bună atât înainte cât și după bronzare. Și da, aceasta în schimb, spre deosebire de prima pe care v-am arătat-o, conține și un agent autobronzant și e ok. Așa, tot de pe... produsele de la Malibu sunt cumpărate tot de pe Lux Plus. Tot un produs cumpărat de pe Lux Plus este această cremă epilatoare de la Bielenda. O cremă cu extract de aloe vera care spune că acționează în 5 minute, recomandată pentru pielea sensibilă. Poate fi folosit atât pe corp, pe față și în zona bikini. Am folosit-o o singură dată și pot să zic că e ok, dar urmează să o folosesc mai des și să vă spun și impresiile mele mult mai clare. Tot un produs Bielenda. Hai să trec la asta. Da, este, nu e neapărat de îngrijire corporală, este un produs din categoria cosmetică, dar mi-a picat așa repede aici în mână. Tot un produs la Bielenda este un mist pentru fixarea machiajului și l-am cumpărat special pentru că vreau să-l folosesc pentru fixarea fondului de ten de la Revlon, cel
achiziționat acum, la fel în ultima perioadă, despre care am și un clip de primă impresie și de testare o zi întreagă ca să văd cum rezistă. Nu am apucat încă să încerc acest mist, nici măcar să-l miros. Miros, ok, mi se pare că miros foarte fresh, chiar are un ușor iz de limonadă, aș spune eu. Și bineînțeles, conține alcool și la fel voi reveni cu impresii. Am mai achiziționat un balsam de păr de la Dove, cu doar 10 corale din magazinul Fikli, de aici la mine din oraș. Aici spune că ajută pentru îndreptarea părului. Este cu extract de avocado și calendula. La fel, nu am apucat încă să-l folosesc, dar urmează și sunt foarte curioasă cum va acționa, pentru că urmează să mă vopsesc în zilele următoare și chiar voi avea nevoie de un balsam hidratant și care să-mi protejeze părul foarte bine. Tot la capitolul îngrijire personală este această cremă de la Nivea, în stilul acestea pe care o am deja desfăcută și pe care o folosesc, cum să vă arăt, da, e folosită cam până aici. Sunt aceste perle, care în momentul în care apeși pompița ele se amestecă cu gelul în care se află și o folosesc ca și ser pentru față, pe care îl aplic după ce mă spăl. Îl las 5 minute așa să acționeze, să intre bine în piele, după care aplic în funcție de momentul zilei, ori crema hidratantă de zi, ori crema de noapte. Și uitați, așa se amestecă toată treaba. Este foarte frumos, eu le folosesc aceste creme de ceva vreme și sunt foarte mulțumită de ele. Și hidratează foarte, foarte bine pielea. Da, cred că am cam terminat produsele de îngrijire. Am să trec acum la... uite, mai am niște creme aici. Pentru că săptămâna trecută a fost ziua mea. Am primit câteva cadouri foarte frumoase de la prietenele mele dragi, pe care vă pup, vă salut, știu că voi dați la clipurile mele. Și în pachetelele cu carduri, am primit niște carduri cadou. Iar în pachetele acolo erau ambalate și niște produse cosmetice. Primul este acesta de la Matas Nature. Este un ser cu vitamina E și aloe vera, un produs cu ingrediente ecologice pe care abia aștept să-l testez. Fiind un produs atât de mic ca și cantitate, cu siguranță îl voi avea la mine în geanta de vacanță. De azi într-o săptămână plecăm în vacanță, mai fac așa o paranteză. De azi într-o săptămână plecăm în vacanță, sunt foarte, foarte entuziasmată și emoționată pentru treaba asta. Și bagajul este deja pregătit. Urmează, noi nu călătorim cu bagajul mare de cală cu noi, pentru că mi se pare prea complicat, mai ales și având doi copii, și preferăm tot timpul bagajul să-l trimitem acasă cu microbuzul, iar noi pe avion călătorim doar cu gentuțe mici, cu strictul necesar. Și mai am chiar și în bagaj acolo câteva produse care încă nu am apucat să vi le arăt, dar probabil când mă voi întoarce din vacanță voi face un video cu ce iau cu mine în vacanță, ce iau cu mine în bagaj, tralala. Dar acest ser cu siguranță va ajunge în geanta mea de vacanță. La fel și următorul, My Moments by Matas, care este o cremă de față puternic hidratantă, care conține extracte naturale și organice. Tot cu vitamina E și acesta și extract de mușețel, aloe vera, ulei de migdale, ulei de shea, unt de shea. Și tot acolo în pachetele era și acest demachiant, tot din gama proprie Matas. Apropo, dacă n-ați reținut din clipurile trecute, la noi aici în Danemarca Matas este ceva în genul, poate e prea mult să zic Sephora, dar Douglas, cam așa ceva de genul ăsta. Unde se găsesc produse cosmetice și marcă proprie, dar și alte mărci. Așa, cum spuneam, ăsta este un demachiant pentru ochi și în special recomandat pentru îndepărtarea machiajului rezistent la transfer. Este un produs fără parfum, care conține bisabolol și vitamina E. Apropo de vitamina E, pentru că o vedem de multe ori în foarte multe produse, este foarte, foarte indicată pentru ten
dar și ca supliment alimentar. Eu iau pastile cu vitamina E și sunt foarte bune, în special pentru femei. Așa. Și tot de la încă o prietenă am primit câteva produse cosmetice de la clinic. Acesta este Take the Day Off de la clinic. Este un balsam care îndepărtează machiajul. Eu am văzut de foarte multe ori aici pe YouTube la fete. Cred că prima și prima dată l-am văzut la Andreea Balaban, care este super, super fericită încântată de acest produs și mai ales în momentele în care ai un machiaj foarte rezistent și foarte greu de îndepărtat. Ăsta am înțeles că face minuni și abia aștept să-l folosesc și eu. La fel va merge în gentuța mea de vacanță. Haideți să-l desfacem un pic. El este un produs sub formă de balsam, exact cum am zis. Este ca un ulei sleit, așa, exact cum arată uleiul de cocos în borcană, exact așa arată și asta. Este fără niciun fel de miros, se ia produs de aici și se masează, el este uleios, sper că se observă, și se masează bine, bine, bine tot machiajul de pe față, îl topește, îl dezintegrează. În momentul în care vine cu apă, am înțeles că se transformă așa ca într-un lapte și curge tot machiajul, se curăță fața foarte, foarte bine. În schimb, aș mai avea un lucru de precizat, cred că l-am mai spus și în clipurile trecute, machiajul nu poate fi îndepărtat într-un singur pas, deci acesta ar fi indicat să fie folosit ca și prim pas de îndepărtare a machiajului, după care se vine cu o spumă de îndepărtare a machiajului sau ceva de spălat. Eu nu recomand și am văzut la fel la foarte multe fete, în special la Ana Maria de la Beauty Barometer, care, mă rog, spune și ea și vă spun și eu vouă, dar vă invit să intrați și voi pe canalul Beauty Barometer. Nu se îndepărtează machiajul de pe față cu șervețele demachiante pentru că distrug pielea. Trebuie să tragi, trebuie să apeși, trebuie să nu sunt mult prea puternice. Eventual un șervețel demachiant îl folosești așa doar pentru minte, taliu, dar nu pentru îndepărtarea machiajului foarte, foarte gros și nu ca și singur unic pas de îndepărtare a machiajului. Bun. Și încă un produs foarte, foarte râvnit de mine, dar care nu am avut ocazia să mi-l cumpăr până acum, este acest fondant de la Clinique, Even Better Glow. Oh, mă bâlbâi. Așa, este un fondant cu SPF 50. Culmea a fost că mi-a nimerit și nuanța. Și abia aștept să-l folosesc și pe acesta, că nu am apucat, doar așa am făcut un swatch. Este o culoare tot așa puțin mai închisă față de ce aș purta eu în mod normal, dar se potrivește foarte bine cu bronzul de pe pielea mea. Și de asta zic că abia aștept să-l folosesc. Din ce am observat, se blenduiește foarte, foarte bine în piele și este hidratant și cu un efect glowy, exact cum aș spune și numele. Abia aștept să îl testez și pe acesta și cu siguranță va merge și el în gentuța mea de vacanță, pentru că e atât de mic și practic să-l iei cu tine peste tot. Iar ambalajul e dulce, dulce, rău, mie îmi place maxim. Cu siguranță o să-l păstrez în colecția mea doar așa ca să-l pun într-un raft frumos, recipientul ăsta gol. Bun, ce mai avem mai departe? Încă un rimel Lash Ecstatic de la L'Oreal, care va merge și el în geanta mea de vacanță. Îl am și pe celălalt așa, pe care îl folosesc deja de o lună. În efect, wow, genilor. Wow. Acum nu l-am pe ăsta de la L'Oreal, l-am pe cel de la Essence. În schimb, se zăbălește rău aici, în jurul. Da. Și s-a cam uscat, și s-a cam terminat, după doar o lună. Mai multe despre el în următorul clip de Empress, cel mai probabil. Așa. Iar aici ce am mai avut eu în cutiuță, două produse lipici pentru genele false, pentru că urmează să merg la nunta frățiorului meu și cred că voi purta seara gene false și am zis că am nevoie de un lipici. Pe acesta de aici l-am arătat cu spatele, nu? Inteligent. Este de la Eyelash by In Vogue, cumpărat de pe site-ul Lux Plus.
Nu l-am încercat, nu știu cum arată. Spune că e fără latex, nu este toxic, fără parabeni și fără formaldehide. Urmează să văd cum va funcționa și spune că e cruelty free, deci nu este testat pe animale. Iar acesta este lipiciul, cred că deja clasic de la Duo. Este cel varianta care se usucă negru la culoare. Eu l-am cumpărat din Matas. Aici pe spate spune că prețul era de 84,95 la coroane, dar l-am cumpărat cu 50% reducere. Așa, cutiuța este goală, dar mai am aici lângă mine câteva produse. Bun. Tot din Matas, tot la reducere, acest ruj frumos, pe care îl portați pe buze chiar, un ruj de la Rimmel London, este în nuanța 600 Keep It Coral. Este acest corai foarte frumos. Așa, este un ruj cu finish mat, satinat, așa foarte frumos, foarte de zi, eu zic că pentru vară este perfect. Ruj pe care eu îl folosesc azi în combinație cu acest creion de buze de la Essence. Stay True Lip Liner, 6 ore waterproof, este în nuanța 07 Thank You Very Much. Cred că este din colecția nouă, Very, 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 sau ceva de genul ăsta se cheamă noua colecție de la Essence. Și este în culoarea asta frumoasă. Este, da, ceva așa, o combinație, un smoothie de fructe de pădure, cam așa, care merge foarte bine cu rujul ăsta corai de la Rimmel. Așa. Și pentru că, da, am dat un pic iama în produsele de la Essence, aici am un produs pentru sprâncene, Super Last 24 de ore, Eyebrow Pomade Pencil, Waterproof, în nuanța 20 Brown și este acest creion pentru sprâncene. Dacă ați văzut în clipul trecut de la The Empties, v-am arătat acolo un creion de la Essence, foarte, foarte subțire comparativ cu asta, care se termina super repede, dar care mi-a plăcut foarte mult și când am ajuns acolo la stand, am zis că ce-ar fi să-mi iau o variantă așa mai un pic mai cu creionul un pic mai gros, pentru că nu am nevoie de chiar așa multă precizie, adică e ok, mă descurc. Și acest creion are în capătul celălalt o periuță, care a scos-o cu totul, bineînțeles, care ajută la blenduirea produsului. Nu am apucat să-l folosesc, dar urmează. Așa, tot de la, pentru sprâncene nu mai am nimic. Bineînțeles, cunoscutul Make Me Brow, un mascara pentru sprâncene, mie îmi place foarte mult, rezistă, ok, cam o zi întreagă, sunt mulțumită, îl recomand. Așa, ce mai avem aici? Un creion de ochi, Long Lasting Eye Pencil, într-o nuanță de maro închis, dacă găsesc și cum se numește, nuanța 02 Hot Chocolate. Pentru că m-am gândit că ar fi foarte frumos să-l folosesc. Uite, uitați ce frumos e. M-am gândit să-l folosesc pentru ochi, mai ales pe timp de zi. Eu zic, culoarea neagră e totuși prea mult pe timpul zilei și un creion maro arată foarte bine. Cred că am furat ideea. Am auzit de chestia asta la Denisa Sima și ea e superbă și realizează niște machiaje absolut geniale. Așa, mai departe, două creioane Kajal Pencil, unul tot într-o nuanță maronie, 08 Teddy, de data asta este un maro sidefat, care poate fi folosit foarte ușor ca și bază pentru machiaj, este un maro roșcat și poate fi, exact cum am zis, folosit ca și bază pentru machiaj. Și când era vorba chiar să plec de la standul la Essence, am văzut acest creion foarte frumos, într-o culoare superbă de turcoaz. Și am zis că nu pot să trec peste el fără să-l iau, pentru că îl pot pune în pereche cu un alt produs foarte frumos. Ia uitați ce frumos este, un turcoaz sidefat, pe care îl pot folosi ca și culoare de accent sau la fel ca și bază pentru o nuanță de make-up și m-am gândit că ar fi foarte potrivit să-l folosesc în pereche cu acest
mascara de la Miss Sporty, o mascara, văd că se vede cam albastră, un albastru turcoaz. Ce-ar fi să mă mângesc un pic pe mână? Reușesc? Cam așa. Ia uitați cât de bine merg amândouă. Și m-am gândit că ar fi foarte frumos să le pun în pereche la ochi și mai ales că am văzut ideea asta cu mascara turcoaz, albastru, la tot o fată de aici pe YouTube. Mă gândesc și vă spun imediat numele. Sabina Rusescu, ești o scumpă, ești o dulce, te pup. Știu că te uiți la clipurile mele. Așa, și ea a menționat în clipul de favorite pentru vara asta mascara turcoaz albastru pe genele de jos. Super. Așa. Următorul produs este acest primer de la Maybelline Face Studio Prime, un produs care susține că micșorează porii. Eu am aici așa în zona asta niște pori foarte deosebit frumoși. Așa, nu sunt foarte mari, dar aș prefera totuși să-i maschez, mai ales când vine vorba de un machiaj așa mai full coverage. Pe asta chiar azi l-am primit. Ia să vedem, nu apa să-l desfac. O culoare așa un pic ciudățică. Un crem. Este, cred că, mai mult ca sigur un produs pe bază de silicon. Și e ok, pentru că și fondul meu de ten este pe bază de silicon. Tot timpul trebuie să aveți grijă în momentul în care aveți un fond de ten, să vedeți dacă este pe bază de apă sau pe bază de silicon. Dacă este pe bază de apă, veți avea la începutul listei de produse, listei de ingrediente, ingrediente care se termină în cane, iar dacă aveți un fond de ten care este pe bază de silicon, veți găsi la începutul, la ingredientele de la începutul listei, că se termină în cone. Dimeticone, de exemplu. Dimeticone este un ingredient foarte des întâlnit în produsele pe bază de silicon. Trebuie să aveți mereu grijă dacă folosiți o cremă hidratantă pe bază de apă, folosiți un fond de ten pe bază de apă și invers, dacă folosiți o cremă sau o bază sau un primer sau ceva de genul ăsta care e pe bază de silicon, folosiți un fond de ten pe bază de silicon pentru că altfel nu se pupă, nu se așează, nu stă, nu rezistă. Clar. Și asta am auzit-o și am învățat-o de la Zabrina. Este o tipă din Statele Unite. Zabrina se scrie. Numele este genial și este o roșcată cu păr ondulat superbă. Bun. Și am ajuns la ultimele două produse. Vi prezint mai întâi pe acesta. Este o pudră de fixare a machiajului. De la Rimmel London Stay Matte în nuanța 001 transparent. La fel, pentru că vreau să-mi fixez machiajul foarte bine atunci când merg în România, pentru că mai ales va trebui să-l port atât de multe ore pe față, mai ales la eveniment. Și am căutat aici pe YouTube review-uri despre pudre care sunt ieftine, de drugstore, care sunt și calitative și fac machiajul să reziste foarte bine. Și am văzut foarte multe review-uri cu plus pentru această pudră și sunt chiar foarte, foarte curioasă să o încerc și să văd cât de bine îmi va rezista machiajul și probabil voi face o simulare de machiaj înainte de a pleca în vacanță, pentru că vreau să testez cât de bine rezistă, cât de bine se așează, cât de bine arată. Deci voi folosi așa fondul de la Revlon fixat cu pudra aceasta și cu spray-ul de fixare de la Bielen, da, care vi-l mai arăt un pic. Și primerul, bineînțeles, primul primer, fond de ten, pudră, spray de fixare. Le-am cumpărat și pe acestea tot de pe Lux Plus, v-am spus, azi le-am luat împreună cu ultimul produs, care este o superbitate. Această paletă de make-up de la Technic, care a fost foarte ieftin, am dat pe dânsa 25 de coroane, în România însemna vreo 13 lei, cam așa. Eu am crezut că e doar o simplă paletă de culori. Nu am nici într-o paletă
aceste nuanțe de ei și am vrut foarte mult să le am pentru că, na, mai jonglez un pic cu culorile când vine vorba de machiaj. După cum vedeți aici, Sierra Sunset se numește paleta și când mi-a ajuns paleta, am scos-o din cutie și ce văd eu scris aici așa frumos? Pressed Pigment. Asta înseamnă că sunt pigmenți presați. Deci nu e doar o simplă paletă de fald. Produsele la tehnic nu sunt chiar așa de populare, ca să zic. Nu prea am văzut review-uri despre ele, cu ele, aici pe YouTube. Sau poate n-am căutat eu destul. Aici, în remarca, le-am văzut și mi le-am achiziționat cel mai mult din magazinul Rema 1000. Dar, le mai pășeam așa pentru că am zis că sunt ieftine, sunt tralala, mai am o paletă nude de la ei foarte ok și mi-a plăcut foarte mult. Și am zis, totuși pentru 25 de coroane am zis că merită încercat, iar culorile sunt superbe, superbe. Sunt dintre ele și mate, sunt și dintre ele și sidefate. Și am să fac aici cu voi câteva swatch-uri și începem cu acest cărămiziu. Ce frumos se vede! Așa, această mov, corai și ce să mai pun, că aveam un deget. Aici este un sidef auriu, așa, foarte frumos. Ia să vedem. Upa! E, dar ce frumos! Dar ce frumos! Sunt chiar foarte pigmentate. Și sincer, abia aștept să fac un machiaj cu ele, să văd cum se blenduiesc. Dar cred că o să fie ok. Îmi place maxim move-ul ăsta. Așa. Și pentru că mai am o mână, patru degete, și îl pun și pe ăsta 5. Hai să mă mai înfing în niște culori. Uite ăsta de aici, care seamănă cu o nuanță pe care am avut-o la un moment dat într-o paletă de la Wet n Wild. Aici este ceva asemănător cu blush-ul din paleta Makeup Revolution. Un rose gold, așa, poate fi folosit chiar și ca blush, ca iluminator și la fel și ăsta tot ca iluminator. Și niște nuanțe de maro, un maro rece și un maro cald, pe care eu le asemăn foarte bine cu două nuanțe din paleta mea de la, care nu știu pe unde este, paleta mea Oh So Special de la Sleek. Așa. Hai să le vedem și pe astea. Da. Frumos, frumos, frumos. Pe camere nu se ia, dar maroul de aici este cald, așa bate un pic roșcat. Acesta este un maro rece, maro spre negru. Asta e roz goldul. Foarte frumos, foarte frumos. V-am zis, cred că ar merge de minune ca și iluminator, dar și ca nuanță de iluminare, de exemplu, pentru colțul intern al ochiului. Și aici este un maro rece cu irizații roz gold. Da. Sunt foarte încântată. Foarte, foarte încântată. Și arată atât de bine. Deci eu vă recomand. Dacă aveți ocazia, dacă dați peste ea, dacă nu știu, mă găsiți pe net, pe eBay, pe Amazon, pe orice. La bani, eu știu, eu zic că merită comandată. Da. Dragele mele, dragii mei, cam asta a fost pentru azi. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sper că nu v-am plictisit. Și vă mai aștept cu drag aici la mine pe canal. Vă pup! Pa, pa!